Astăzi a fost recepționat barajul de acumulare din comuna Dumbrava, acesta fiind o investiție foarte importantă pentru locuitorii comunei și nu numai. La eveniment a fost prezent primarul comunei Dumbrava, Cătălin Enache, senatorul PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, dar și reprezentanții Apelor Române. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, alături de echipa sa, au schimbat în totalitate fața județului nostru. Județul Mehedinți se află într-o continuă modernizare și reabilitare, iar de această dată vorbim despre o investiție extrem de importantă, și anume barajul de acumulare din comuna Dumbrava. Acesta fiind o investiție extrem de importantă pentru locuitorii comunității și nu numai. Lacul Dumbrava a fost desecat în urmă cu aproximativ 10 ani, iar din anul 2016 se caută soluții pentru ca acesta să fie refăcut, fiind un obiectiv foarte important pentru comuna Dumbrava, dar iată că astăzi a venit momentul să fie recepționat. La eveniment a fost prezent primarul comunei Dumbrava, Enache Cătălin, care este extrem de fericit de această investiție atât de necesară locuitorilor zonei. S-a finalizat astăzi o investiție foarte importantă pentru comuna Dumbrava. Sunt atât de fericit, deoarece este o investiție pe care mi-am propus să o rezolv de când sunt primar al acestei comune, încă din anul 2016. Este o investiție foarte dorită atât de noi ca și primărie, cât și de locuitori, pentru că acest baraj reprezenta o carte de vizită a comunei. Comuna Dumbrava era foarte cunoscută în zona de sud a țării datorită acestui baraj. Când mergeai undeva, spuneai că ești de la Dumbrava, toată lumea spunea că știe unde este Dumbrava, deoarece acolo este un baraj unde veneau la pescuit. După cum am spus, mă bucur că, iată, într-un termen foarte scurt, după atâtea demersuri făcute de ani de zile, s-a finalizat și această investiție. Investiția este finalizată în totalitate, s-a realizat un pod nou, digul refăcut complet. Așteptăm acum să se umplă cu apă, să îl putem popula cu pește. Totodată la recepția barajului a fost prezent și senatorul PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, președinte al Comisiei Ape, Păduri, Pescuit și Fond Cinetic, fiind foarte mândru de tot ceea ce s-a realizat în județul nostru. Sigur, datele tehnice o să vi le dea și de specialitate. Întâmplător mai cunosc și eu câte ceva despre asta. Sunt inginer și cu mulți ani în urmă veneam des aici când barajul era funcțional. Inițial el a avut, cred că la sfârșitul anilor 70 s-a pus în funcțiune, a avut rolul de a colecta apele pârâului Argetoaia care provocau inundații pe zonele din aval și sigur că a fost folosit la vremea aceea mult pentru irigații. Ulterior, după anii 90, n-a mai fost întreținut, s-a degradat. Aici se formase o baltă foarte frumoasă și foarte bogată în pește, veneau foarte mulți pescari și chiar și în alte județe și cred că era cazul ca această investiție să fie realizată, să repunem în valoare acest loc frumos. Sigur că rolul acestui baraj și acestei acumulări de apă nu va fi în momentul ăsta cel puțin pentru irigații, dar sigur că va atenua eventualele viituri. Va fi o sursă de apă pentru locuitorii din zonă în caz de secetă prelungită și eu cred că era necesar și sigur că sunt bucuros că lucrarea se pare a fi una de bună calitate și cred că va fi bine gospodărită de cei de la Ape Române. Eu îi felicit pentru ceea ce au realizat și sper că în viitorii ani să vedem aici o zonă înfloritoare care se poate dezvolta inclusiv din punct de vedere turistic. De asemenea, deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, l-a felicitat pe primarul comunei Dumbrava și a subliniat importanța unei echipe bine închegate, care prin atragerea de fonduri europene a reușit să ducă la bun sfârșit multe obiective de investiții de care comunitatea avea mare nevoie. Da, este o nouă investiție bună pentru locuitorii acestei zone, o investiție care va face mult mai ușor și facil drumul dintre cele două localități și va proteja acest drum. Sperăm că va fi apreciată și sperăm că își va face efectul această investiție, dar ne bucurăm pentru că în județul Mehedinți, așa cum am văzut în ultima perioadă, sunt din ce în ce mai multe investiții și sume foarte mari atrase. Bineînțeles că toate aceste sume, așa cum am spus-o de cel mai multe ori, înseamnă și locuri de muncă pe care oamenii primesc aceste salarii ca să muncească pentru aceste firme să realizeze aceste investiții. Nu pot decât să
să felicit toți locuitorii din această zonă, constructorul care a terminat foarte repede această lucrare și primarii care beneficiază de această lucrare foarte importantă pentru comunitate. Reprezentanții administrației bazinale Jiu și ai apelor române Mehedinți au fost prezenți la recepția acestui obiectiv și totodată și-au luat angajamentul ca proiectul să fie gata la data stabilită. Investiție de circa 15 milioane de lei, o investiție pe care ne-am, să zic așa, între ghilimele, chinuit încă din 2014, de când am dezafectat această acumulare în urma unei expertize făcute de specialiști de la Apele Române. Am încercat finanțarea acestei lucrări pe mai multe segmente, pe mai multe sectoare, nu ne-a reușit, dar într-adevăr pe POIM 2014-2020 am reușit, practic a fost ultimul vagon din ultimul tren. Suntem acum bucuroși că acest baraj cu o lungime de 242 de metri, care acumulează o cantitate de apă la nivelul normal de retenție de circa 0,84 milioane de metri cubi, iar la nivelul maxim al coronamentului de 1,85 milioane de metri cubi, este terminat, este realizat. Deci, practic, astăzi facem recepția parțială și în decurs de câteva luni o să asigurăm regulamentul de funcționare și o să funcționeze în parametrii normali. Este o realizare bună pentru zonă, este un bazin de apă care poate asigura irigarea unor suprafețe foarte mari în vederea dezvoltării agriculturii în zonă, dar și se pot crea premisele unei dezvoltări turistice în această zonă. Cred că ambele comunite riverane acestui baraj și acestui lac de acumulare au de câștigat de pe urma acestei investiții. O investiție care s-a realizat cu eforturi, cu implicare, cu cel mai mare aport l-a avut beneficiarul care a reușit să obțină investiția, banii necesari pentru realizarea lucrărilor, și e o lucrare care a fost abandonată și acum e de viitor zeci de ani. Consiliul Județean Mehedinți, în frunte cu președintele Aladin Georgescu, alături de o echipă bine sudată, au reușit să atragă fonduri europene care au dus la modernizarea județului Mehedinți în toate domeniile.